Salutare, prieteni! Bine ați venit sau ați revenit pe acest canal de YouTube! Clipul de astăzi e unul puțin mai diferit față de ceea ce am făcut eu înainte, dar m-am uitat pe canalul meu de YouTube și am văzut că cam suflă vântul și, da, având în vedere că am fost la un pic de shopping oială în mini-vacanța noastră, am gândit, hai domne, să fac și un haul! Așa că în cele ce urmează veți vedea ce mi-am luat de la Sinsai. Cum vreți voi să-i ziceți. Ce trebuie să știți despre acest magazin este faptul că îl găsiți atât online cât și în mall-uri, adică magazine. Eu am avut norocul să îl prind în Brașov, acolo unde am și fost. Și să trecem la treabă. Înainte de a vă arăta ce mi-am cumpărat, v-am ajutat un like și un subscribe și cei care ați făcut-o deja, vă mulțumesc și apreciez gestul vostru. Așa că fără să stăm mai mult la povești, eu zic să trecem la treabă. Nu sunt foarte multe produse. E un... Așa. De reținut, n-am făcut comandă, deci nu știu cum funcționează comanda online. M-am bucurat că l-am găsit efectiv fizic magazinul și hai să vedem ce mi-am cumpărat. În primul rând, ceva ce nu mi-am cumpărat de foarte mult timp, o pereche de pantaloni din ăștia de training, foarte drăguței, nu știu cât se vede la voi. I-am și purtat deja. Așa, XS. Da, ați ghicit. Îmi place foarte tare că sunt așa căptușiți. De ce ziceam că n-am cumpărat de foarte mult timp? Pentru că nu prea port așa ceva. Dar ăștia am văzut și chiar mi-au plăcut super tare. Și mă uit să văd din ce sunt făcuți. Pentru că știu că site-ul ăsta are foarte, foarte multe articole din 100% bumbac, dar pe ăsta nu pot să-mi dau seama. Ăsta are doar 30% bumbac. Da, e ok. 30% bumbac, 30 de lei, super fain. O să încerc să găsesc și pozele, pentru că ne-am cheltuit traion acum. Și am să vi le atașez pe aici, pe undeva, ca să vedeți și pe site cum găsiți produsele. Așa, un singur pantalon mi-am luat, după care, dacă am luat pantaloni, am mai luat și, oh, uite-te ce cute! Deci, nu aveam nevoie de șosete neapărat, dar n-am putut să rezist. Sunt 5 perechi, da? Și ăștia au costat 15 lei, ceea ce e super, deci e un preț extraordinar de fain. Dar uite-te la ăsta, deci ăsta e, n-ai cum să-l lași acolo. Da, sunt îndrăgostită de panda și ăștia sunt panda, e super fain. Și ăștia, să vedem, au la bumbac, n-au bumbac? Ăștia n-au. Bun, să mergem mai departe. Am o treabă cu această culoare anul acesta. Este vorba despre o fustiță foarte drăguță, mărimea S pentru mine, care a costat 30 de lei. Super drăguță. Dar, cum ziceam, am o treabă cu culoarea asta. Maro, muștariu, maro e ea, dar e super faină. Și merge accesorizată cu o cămășuță sau, mă rog, e foarte faină și super faină la atingere, stă foarte bine și cu toate că vi s-ar părea că e scurtă, nu e chiar atât de scurtă, deci e super faină. Nu i-am putut rezista, obviously. Așa, next mal, avem așa o rochiță. Asta e bluziță, da, o bluziță, cam în aceeași notă de culori,
Marina S. E foarte faină. Îmi place aici la... Bine, atât de fain. Dar poți să mai și deschizi dacă crezi că ai nevoie. Asta a fost 25 de lei, un preț... Un preț size, ce să zici. Chiar e super faină și stă pe corp excelent. Bun. Mergem mai departe, n-am terminat încă și ar fi bine să rămâneți până la sfârșit pentru că am să prezint și articolele din giveaway-ul de pe Instagram, dar să avem un pic de răbdare să ajungem acolo. Așa, și-am mai cumpărat, rochiță, cum zice Andreea Baraban, un rochiț care observ că deja am făcut ceva cu el. Drăguț. Deci, un rochiț, drăguț. De toamnă, în aceeași notă ca și restul, deci pe aceeași paletă de culori, să zicem așa, 30 de lei. Păi pe 30 de lei și dacă o porți de două ori, eu zic că e super. Da, îmi plac măsturile ăștia. Sunt super drăguți. Așa. Și mergem mai departe. Ajungem nițel așa un pic și pe final, dar aici am bonul. Știu că am mai luat o chestie, de fapt soțul meu și-a luat o de-asta de scame, dar nu văd aici prețul, nici n-am adus-o pe aici, că da, de-asta de scame, pardon, găsiți peste tot și uite ce mi-am luat. Oh, ce drăguț! Asta deja am purtat-o și ați putut-o vedea pe Instagram. Da, am portat-o la brand ca să fiu cel mai spooky personaj de acolo. N-am putut să-i rezist. Și dacă am luat-o pe asta, sper să mi se electrizeze părul, da. Asta costa 20 de lei, care e super, super drăguț. Și dacă tot am luat-o pe asta, am zis, hai să nu fiu selfish și să mai cumpăr una. Adică pe asta. Pe care o ofer la giveaway. Da? Așa că, dacă tot am ajuns aici, o recapitulare sau un nou anunț aici pe YouTube, cei care nu mă urmăriți pe Instagram, vă invit să o faceți, pentru că am acolo un giveaway foarte drăguț cu produse de la Sinsei. Sinsei, așa. Și, da, să vă înscrieți. Este foarte important să mă urmăriți și pe YouTube și pe Instagram și să urmăriți pașii de acolo. Am să vă las... contul meu de Instagram undeva pe aici ca să mă găsiți cu ușurință și să vă prezint în continuare ceea ce conține giveaway-ul de acolo, deci această căciuliță super drăguță. Așa. Mai conține această gentuță, la fel, foarte drăguță, care vine cu acest sistem de deschidere și nu e simplă, nu e chiar atât de simplă, are și curelușă, cu lanț, s-o încălcit un pic, dar n-are nimic, mă descurc eu. Când ajunge la voi, ajunge cum trebuie, să știți. Da, giveaway-ul este activ încă o bucată bună de vreme, așa că este timp suficient să mergeți să vă înscrieți. Așa. Deci, curelușă cu lanț, așa. Deci asta face parte din giveaway împreună cu căciulița și mai am un articol care e atât de drăguț. Este vorba despre acest fulărel. Nu e șarfă, e fular, că e atât de fluffy. Da, e foarte plăcut aici în jurul feței, deci trebuie să-l purtați. Super fain și se accesorizează foarte bine cu căciulița, cu gentuța, deci numai bine le-am ales pentru urmăritorii mei cei mai dragi, cei mai faini. Da, deci cam despre asta este vorba. În total, pe toate articolele astea, am achitat suma de 219 lei, 220 de lei, că e punct 0, adică e punct 91. Da. Eu zic că e un preț rezonabil, adică e ok, dar și intenționez pe viitor să
pun și eu comandă online pentru că am văzut foarte multe lucruri faine și s-ar putea să mai fac giveaway-uri de la Sensei pentru că au și prețul bun și dacă vrei să pui așa preț, calitate, calitate-preț, raportul ăsta calitate-preț, e acolo, pe linia de plutire, e ceea ce trebuie, e super. Bun, toate acestea fiind spuse, vă mulțumesc că ați stat alături de mine până la sfârșit și nu uitați să dați un like acestui video și să îmi lăsați în comentarii, ori aici, ori pe Instagram, ce alte genuri de clipuri v-ar plăcea să vedeți pe acest canal de YouTube. Până data viitoare, vă pup și să ne vedem cu bine!